Dragi prieteni, suntem în munții Hășmașului. Venim din spre orașul Bălan și ne îndreptăm spre Piatra Singuratică. Muntele deja ne-a întâmpinat cu un tronson foarte abrupt, dar pădurea s-a îndurat de noi și ne-a făcut niște trepte frumoase în potecă ca să ne descurcăm. Vremea este bună. Super. Așa, mușule. Cântă-ne, cântă-ne. Străbatem o pădure demolit frumoasă în care cântă cucu. E primăvară, e sfârșitul lunii mai. Deocamdată ne îndreptăm spre formațiunea stâncoasă numită Piatra Singuratică și spre cabana cu același nume, situată la 1507 metri. E răcoare, e dimineață, natura se trezește și soarbe lumina soarelui. Mare liniște este în această pădure și noi suntem singuri, nici picior de alsuriști, montaniarzi. Cântă vântul prin molizi, vântul coborât de pe munte. Dragi prieteni, haideți să vă prezint un pic fața Hășmașului. Ia uitați-vă ce albă este. Ne întâmpină muntele cu abrupturile sale calcaroase. Super! Se vede sectorul Piatra Ascuțită, Hecem. Mergem mai departe. De asta este frumos Hășmașul, pentru că peste edificiul său cristalino-mezozoic s-au depus calcare, dolomite, grese și conglomerate care dau un relief deosebit de pitoresc, deosebit de atractiv. Deși altitudinea maximă ajunge doar la 1792 de metri în vârful Hășmașul Mare. Culmea dinspre orașul Bălan și dinspre Valea Oltului, numită culmea Curmătura, afișează asemenea roci calcaroase și dolomitice care dau niște abrupturi și turnuri și vârfuri ascuțite deosebit de pitorești. Vom ajunge aproape de ele și chiar le vom escalada.
privim iarăși spre stâncăriile calcaroase ale Hășmașului. Ce frumos contrastează cu verdele închis, cu postavul pădurilor, și avem perspective spre sud. În fața noastră, în această poiană, este o stână, deocamdată nu e locuită. Frumoasă priveliște. Taluzuri de grohotișuri, văiugi, abrupturi. Fain. Continuăm spre Piatra Singuratică. Să știți că suntem în Parcul Național Cheile de Bicazule. O arie protejată care conservă forme de relief, unități hidrografice, formațiuni biogeografice și chiar activități tradiționale. Molidul este un arbore cu rădăcină trasantă care se dezvoltă lateral foarte mult și iată ce trepte ne-a pus la dispoziție pe acest traseu. Foarte bine! Foarte bine! Urcăm, urcăm spre cabana Piatra Singuratică din munții Hășmașului. Vântul este gardianul nostru. Nu ne slăbește o secundă, pentru că vrea să avem spor și ne răcorește. E bine, e bine de tot. În fața noastră apar deja stâncăriile, turnurile Pietrei Singuratice. O să le vedem imediat mai bine. Intersectăm un pârâiaș zglobiu. Așa, hai. Calcar, da? Calcar jurasic. O rocă cu multă personalitate, o rocă decorativă. O rocă în care se formează și peșteri. O rocă pe care se formează abrupturi, turnuri, piloni, stâlpi. Și așa mai departe. Ne cam apropiem de Piatra Singuratică. Așa, ne întâmpină stâncăriile. Iată deja o surplombă și un perete din care picură apa, se ridică deasupra noastră. Avem aici o bancă pentru popas, gunoaiele tradiționale și indicatorul care ne trimite la stânga în față.
Am ieșit într-o poieniță foarte frumoasă, unde se întâlnesc două marcaje care vin dinspre Bălan, dinspre orașul Bălan. Banda albastră și triunghiul roșu. În urma noastră, peisajul se deschide asupra depresiunii Giurgeului. Până departe, spre Sfânt Dominic și chiar Gheorgheni. Dar noi ne pregătim să ajungem la cabana Piatra Singuratică, la câteva zeci de metri în fața noastră. Iată cabana Piatra Singuratică, o emblematică construcție ridicată în anul 1932 de Clubul Carpatic Ardelean. Haideți să pătrundem în gospodăria sa. Iată toată Piatra Singuratică cu triunghiurile sale. Hop, 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 hop. Nu fi rău, mă. Deci aici paznicul e calul, nu câinii. Iată Piatra Singuratică, oameni buni. Ne întâmpină cu turnurile sale albe. Ne așteaptă niște turiști aici. Și niște cățeliuși. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit, oameni buni! Domnul Cristi, domnul Manu. Așa. Ahoi! Dragi prieteni, ne pregătim să urcăm pe Piatra Singuratică din Munții Hășmașului. Plecăm de la cabana Piatra Singuratică și ne îndreptăm spre un horn situat între două turnuri pe care vom urca sus pe creștetul acestei pietre, mai exact pe turnul cu cruce, acolo unde este o cruce. În acest moment escaladăm un taluz de grohotișuri situat la baza abruptului care delimitează spre vest Piatra Singuratică. Ăsta e turnul mic de aici și în spate este turnul cu cruce. Nu mai pe treabă bună, vom ajunge și pe creștetul pietrei.
și ne vom bucura de priveliști. Ușor că se alunecă pe pietricele astea calcaroase. Se observă și sectorul Piatra Ascuțită, Ecem, la 1700 metri. Fuuu, ce trene de grohotișuri sunt acolo, observați? În fundal se observă mândra depresiunea Giurgeului. Super stâncării. Turnuri solide din calcar, susținute de contraforturi uriașe. Intrăm pe văiuga ce ne va duce sus. O să vezi tu personal. O să vezi tu personal dacă este floare de colț sau nu. Ar trebui să fie pe la baza abrupturilor, știi? Da. Ei, oameni buni, începem urcușul pe Piatra Singuratică. Cu mare atenție, roca calcaroasă se pretează la alunecare. Prinde cu mâinile, să nu se desprindă cumva și să nu alunești cu piciorul pentru că e alunecoasă. Păi nu trage tare. Ia, uitați-vă ce fisură avem aici, în peretele acesta. Super tare. Fisură frumoasă. Nu mai ușor, domnul Cristi. Noi urcăm pe acest horn spre creștetul Pietrei Singuratice. He, op. Deja apare via ferata, un cablu din oțel care ne poate ajuta dacă procedăm ceva de genul acesta. Așa, fixăm o carabinieră cu o lonjă acolo. Ne asigurăm, desfacem, șezăm aici, hop, hop, hop. Aici se îngustează un pic văiuga, dar încercăm să ne ridicăm așa. Primul tronson s-a încheiat. Se vede vârful Hășmașul Mare la 1792 de metri în fața noastră. Continuăm. Iată cum arată acest traseu de via ferata.
Așa, domnul Cristi, ține-te de cablu. Ține-te de cablu tot timpul. Să nu aluneci. Oameni buni, deja se văd foarte bine turnurile care formează piatra singuratică. Deci, vedeți, este un ansamblu de turnuri aici care stau îngrămădite unul într-altul și închid niște incinte, așa parcă ar fi o cetate. Și aceștia ar fi străjerii, apare și Ceahlăul fumegând acolo, Cogaiononul nostru, muntele sacru al Moldovei. Ha, și suntem pe ultimul tronson. Opa, mă! Mi-a ieșit ăsta. Așa. Așa. Oameni buni, am ieșit pe turnul cu cruce din ansamblul petrografic Piatra Singuratică. Așa, în fața noastră este sectorul numit Piatra Ascuțită, 1707 metri. Priviți ce abrupturi interesante și ce trene de grohotișuri sunt acolo, ce contrast frumos între culoarea albă a calcarelor și postavul verde închis al pădurilor. Din coace sunt celelalte turnuri ale pietrei, turnul mic, turnul mijlociu, turnul mare. Mai încolo este o formație stâncoasă numită Frigiderul. Bravo, domnul Cristi! Ai făcut și via ferata de aici. Din coace se observă vârful principal, Hășmașul Mare, 1792 de metri. Imediat vom ajunge și acolo. Și acolo este o cruce, se vede, da? Dincolo este Hășmașul Negru, care este acoperit de cețuri. Drept înainte sunt Cheile Picazului și Lacul Roșu. În față este Ceahlăul și ceva mai aproape este Munții Tarcăului. Așa. Aceasta este privilișa de sus, de pe turnul cu cruce, asupra poienii pietrii singuratice și asupra cabanei. Multe salutări de pe Piatra Singuratică din Munții Hășmașului! Frumos, super! Cabana Piatra Singuratică, bineînțeles, în acest moment ea este renovată, dar
a fost construită totuși în anul 1932 de către Clubul Carpatin Ardelean. O imagine extraordinară, deși nu sunt altitudini foarte, foarte mari, suntem la 1500-1600 de metri. Totuși, relieful de amănunte rezidual cu aceste turnuri și aceste abrupturi interesante conferă o spectaculozitate deosebită locurilor. Suntem pe târnațul cabanei, piatra siguratică, ne hodinim un pic și apoi plecăm mai departe. Dragi prieteni, plecăm de la cabana Piatra Singuratică spre vârful, hășmașul mare. Vrem să atingem cota 1792 de metri. Nu fi rău! Nu fi rău! Ajungem într-o poiană unde sunt tot felul de mărturii calcaroase, microdoline, stâncării, lapiezuri, tipice zonelor calcaroase. Munții Hășmașului fac parte din grupa centrală a Carpaților Orientali, din cadrul Carpaților Moldo-Transilvani. Se învecinează la nord cu munții Bistrițe și munții Ceahlăului, la est cu munții Tarcăului, la sud cu munții Ciucului și la vest cu munții Giurgeului. Sunt reprezentați prin două culmi, culmea estică ceva mai joasă, numită Tulgeș, Valea Rece, și culmea vestică, mai înaltă, calcaroasă, numită și culmea Curmăturii, cea pe care ne aflăm noi astăzi, marcată de două vârfuri cu peste 1700 de metri. Este vorba de Hășmașul Negru 1773 și Hășmașul Mare 1792, spre care ne îndreptăm acum. Apoi, dincolo de Piatra Singuratică, se află vârful Ecem sau Piatra Ascuțită cu cota de 1707 metri. Privind spre Piatra Singuratică și spre sectorul Piatra Ascuțită, în fața noastră se deschide panorama spre munții Tarcăului și spre Ceahlău. Răsună tălângile aici, în această poiană. Pe drumul nostru spre Hășmașul Mare. Ascultăm cântecul tălângilor și privim spre lumea albă a calcarului jurasic de Hășmaș. Cai liber fără șei rătăcesc pe aceste locuri. Dincolo sunt munții Tarcăului, de unde a plecat Nichifor Lipan și Vitoria Lipan. Ocolesc vacile, nu mă mânc. Da, steregoia e o plantă indicatoare toxic pentru solurile nitrificate. Suntem în munții Hășmașului, oameni buni.
Aici răsună tălângile în lumea calcarului jurasic. Ne îndreptăm spre Hășmașul Mare, care beneficiază de frumoasa cotă de 1792 de metri. Vremea este bună, este relativ stabilă, în sensul că nu plouă, sunt nori cumuliformi pe cer, care se tot agită, dar nu cresc în dimensiuni. Este și un pic de vânt și cam împrăștie. Cine știe, poate mai târziu, peste un ceas, două, s-ar putea întruni condiții de ploi locale, dar deocamdată ne mulțumim cu această situație meteorologică. Urcăm spre vârful Hășmașul Mare. Iarba este umedă, încă n-a reușit soarele să o zvânte, nici vântul. Privim spre sectorul Piatra Singuratică, vârful Ascuțit. Privim spre depresiunea Ciucului și apoi spre culmea, curmătura din Munții Hășmașului, unde se observă Piatra Singuratică și sectorul Piatra Ascuțită sau Ecem. Pentru a atinge cota maximă din munții Curmăturii sau ai Hășmașului, transhumanța, păstoritul și turismul au lăsat urme adânci în sol. Priviți-le sub forma acestor poteci pe care șiroiește apa de ploaie, adâncindu-le. Cântă păsările la trecerea noastră. Vedeți? Ne întâmpină cum se cuvine. La fel și noi trebuie să onorăm muntele cu dragoste și respect. Ne tragem o țâră sufletul și privim spre sectorul Piatra Ascuțită. 1707 metri. La rățărit este Tarcăul. Hai de capul nostru. Iată, ajungem pe un platou, oameni buni, de unde putem vedea creștetul Suhardului, Hășmașului Mare. Care e ăla de acolo? Ăla de acolo. Mai avem de căpăluit un pic, dar faptul că suntem în această poiană unde ne-au întâmpinat gențiene și flori albe și steregoaia, este un lucru bun, este mare bucurie pentru noi. Aici în munți primăvara este la începuturi. Acum răsar flori multicolore, acum țâșnește iarba spre lumină, acum se animă stânile. În fața noastră este culmea Curmăturii și sectorul Piatra Ascuțită sau Ecem, 1707 metri. Ajungem la niște stâncării calcaroase
care ne încântă ochiul și de aici avem priveliști spre depresiunea Giurgeului, spre munții Giurgeului, spre Căliman și spre munții Gurghiului. Frumoase stâncării. Foarte frumoase. Niște hăuri se deschid aici. Extraordinar. Un hău mare, un horn sculptat aici în masa calcarelor jurasice. Așa. Foarte fain. Foarte fain. Super. În fața noastră este Valea Oltului. Dragi prieteni, acolo se văd obârșiile Oltului și trecătoarea Oltului în Valea Belchina, care este afluenta Mureșului. Se vede depresiunea Giurgeului, munții Gurghiului și depresiunea Ciucului. Întinse depresiuni aici, în interiorul Carpaților Orientali. Noi ne aflăm pe culmea Curmătura din munții Hășmașului, la 1700 de metri. Privim spre sectorul Piatra Singuratică. Admirăm izvoarele Oltului, care sunt în fața noastră. De aici pleacă Oltul, care drenează depresiunea Ciucului, Țara Bârsei, Țara Făgărașului, care ferestruiește Carpații Meridionali, care drenează Podișul Getic și Câmpia Română până la Dunărea cea Mare. O să plecăm mai departe spre Hășmașul Mare, însoțiți de cântecul păsărelor, bineînțeles. Părăsim acest punct de belvedere. Mai privim spre Piatra Ascuțită și spre vârful, Piatra Singuratică și spre vârful Piatra Ascuțită. Și plecăm mai departe. Valea Oltului, orașul Bălan, în depărtare depresiunea Ciucului, în fața noastră, culmea Curmăturii pe calcare jurasice în munții Hășmașului. Suntem pe buza prăpăstiilor. Oameni buni, continuăm pe prăpăstii. Și ne îndreptăm spre vârful cel mare. Wow, ce hornuri faine sunt aici! Ai, mamă, ce fain e hornul ăsta! Îl vezi? Wow, super! Extraordinar! Super, super! Heu! Acolo în față este vârful, Hășmașul Mare. Vom mai ocoli pădurea asta de aici, după aceea ieșim acolo în poiană, unde se văd niște turiști. Să facem o țâră de belvedere de aici și să vă spun că Bălan este un oraș minier, cunoscut încă din secolul 19, poate chiar mai înainte. De aici se extragea cupru și fier. În 1900, în anii 80 avea vreo 15.000 de locuitori, astăzi mai are vreo 6.000 de locuitori. Cei mai mulți dintre mineri au plecat,
pe la casele lor. Mineritul s-a cam terminat prin anii 2000, așa că este un oraș care vrea să se reinventeze. Și cum se poate reinventa, dacă nu, prin turism. Suntem pe culmea calcaroasă din Hășmaș, privim spre sectorul Piatra Singuratică, Piatra Vârful Ascuțit. Super! Wow! Așa, pe prăpăstii. Frumos! Mergem pe prăpăstii. Fața noastră mai sunt niște turiști. Tarcăul și Munții Ciucului ne salută. Tărâmuri silvopastorale. Ne îndreptăm spre vârful Hășmașul Mare. Oameni buni, ieșim pe vârful Hășmașul Mare la cota 1792 de metri, unde se află și Borna. Am ajuns pe Hășmașul Mare la 1792 de metri. Iată vârful. Vârful Hăghimașul Mare 1792. Iată, oameni buni, culmea curmăturii din Piatra Ascuțită, Piatra Singuratică, până aici în Hășmașul Mare, iar dincolo în față este Hășmașul Negru 1773 de metri, iar în fundal, bineînțeles, este Cogaionul Moldovei, Ceahlăul. Se vede și sectorul cheilor Bicazului. Se văd acolo niște pereți stâncoși. Super! Deci, 365 de grade panoramă dinspre Ceahlău, peste Tarcău, Munții Ciucului, Hășmaș, Depresiunea Ciucului, Munții Harghita, Munții Giurgeului, Depresiunea Giurgeului și Călimanii încolo și Pietrosul Bistriței. Suntem la cotă. Dincoace privim spre Hășmașul Negru și spre Ceahlău. Se vede toaca, se vede Ocolașul Mare. Multe salutări de pe vârful Hășmașul Mare,
1792 de metri. De la cota maximă am venit aici la monument, unde este o cruce cu o floare de colț. Acolo sus este acolo un caiet cu impresii. Suntem deasupra Oltului.